În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, preasfințiile voastre, dragi părinți, frați și iubite și scumpe surori, slăvit să fie Domnul! Iată ziua în care ne putem bucura, ne putem mângâia de Dumnezeu și unde ne putem ruga lui Dumnezeu, aduce rugăciunile noastre și ai cere ajutor pentru noi, pentru țara noastră și pentru întreaga lume de pe întreg Pământul. Astăzi mă uit la voi. Cred că cei mai mulți dintre noi am venit cu durerea copiilor. De multe ori, acestea dureri ne aduc la Dumnezeu. Fie că e o boală, fie că e o neascultare, fie că nu le merge bine în viață, fie că au greșit sau trăiesc în păcate copiii noștri, dar noi, ca părinți, venim să-i cerem lui Dumnezeu. Și așa știu că cele mai multe mame, dar după Evanghelia de astăzi și tați, vin cu această durere, cu această suferință și spune: ai milă, fie-ți milă de noi și te rugăm, ajută-ne, dacă poți, Doamne. Într-o această rugăciune se-și petrece viața și minunile noastre a întâlnirii cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi purtăm această durere în suflet, orice părinte, care uităm de noi, uităm de viața noastră, uităm de durerile noastre și purtăm doar durerile copiilor, bucuriile copiilor sau greutățile lor pe care le port ei, părinții, le eu asupra lor. Și cred că aceasta este o mare binecuvântare ca să ne rugăm și să nu pierdem nădejdea de a ruga mereu pe Dumnezeu, de a veni mereu la Dumnezeu și de a-i cere această milă. Și când cazi, omule, nu uita că este o mână întinsă din cer care vrea să te ajute. Vedem un tată astăzi, atât de îndurerat era. Eu am mai întâlnit părinți de aceștia și cred că nici noaptea n-aveau somn. Și vedem după durerea pe care el o mărturisește: am adus pe copilul meu, l-am dus la ucenici, nu l-au putut vindeca. Și dacă vrei ca să ne ajuți, să-l vindeci. O neam necredincios, până când vă voi suferi pe voi, până când voi fi cu voi, aduceți-l aici, la mine. Așa, iubiții mei, ne-am adus și noi astăzi la Dumnezeu. Noi n-am venit singuri. Fiecare a venit cu coasa lui, cu familia lui, cu copiii lui. Și nu putem spune că cuiva e ușor și cuiva e greu. Toți avem o cruce de purtat. Și aceasta este crucea pe care Dumnezeu, prin dragoste, ți-a dăruit-o. Și trebuie ca să o porți cu bucurie, cu mulțumire, chiar dacă plângi, chiar dacă te doare, chiar dacă ți-e greu, dar trebuie să fii puternic. Că dacă Dumnezeu ți-a încredințat această cruce, înseamnă că are nădejdea că tu vei asculta și vei purta-o și nu vei arunca-o. Și iată că n-a adus acest copil în fața lui Iisus,
Diavolul a început să cutremure. A început să scrâșnească. L-a aruncat jos, a făcut spume la gură. Și Mântuitorul întreabă, de când? De când? Din pruncie, Doamne. De multe ori l-a aruncat în foc, în apă, că a vrut să-l piardă. Se uita tata în ochii lui Iisus, blând, plin de iubire, de milă. Se uita jos, cum se tăvălea copilul lui, cu spume la gură și se chinuia. Și atunci spune, dacă poți, aceasta este greșeala noastră, aceasta este păcatul nostru, dacă poți, frații mei, vreau să vă răspund eu, poate, toate le poate Cel care a făcut cerul și pământul, care le-a făcut toate cele care te uiți și le vezi și te bucuri de ele, te-a făcut pe tine, omule, după chipul și asemănarea Lui, ca cea mai frumoasă și scumpă podoabă. Poate, toate le poate, toate sunt în mâna Lui. Dar vedeți, te întreabă Dumnezeu, pentru ce te îndoiești puțin, credinciosule? Dacă ai venit azi ceva să-i ceri lui Dumnezeu aici, în această sfântă mănăstire, între acest loc de întâlnire cu Dumnezeu și unde n-am fi noi, dacă îl chemăm și chemăm numele Lui, El vine la noi, El te ascultă, El îți primește rugăciunea. Însă aici ne-am înălțat, ne-am ridicat pe acest munte, vorbesc de un munte duhovnicesc, când toate le lăsăm jos, toate murdările, tot ce este trecător, și măcar un pic să ne liniștim, să ne mângâiem aici, lângă inima lui Iisus Hristos, lângă răstignirea Lui, lângă dragostea Lui, și să-i spunem, cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Crezi că pot să fac eu aceasta? Credeți voi, iubiți credincioși, cei care suntem azi aici, credeți că Dumnezeu poate să-ți salveze toți copiii tăi care ai? Poate. Dar nu-ți pierde nădejdea. De-ar fi cât de pierduți n-ar fi, cât de departe n-ar fi de Dumnezeu, îi întoarce Domnul prin credința ta să crezi că așa este. Și în casa ta, și în familia ta, și în țara noastră, și în toată lumea, numai să credem. Cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Stăpâne Ceresc, iartă-ne pentru acest păcat. Iartă-ne, Doamne, că te-am întrebat dacă poți. Știam că poți odeauna, Doamne. Și știam, Doamne, că Tu le primești pe toate. Și Tu trebuie să vârșești pe cele neputincioase, pe cele slabe ale noastre, ale oamenilor. Și știu că, că Tu le poți. Dar pentru această necredință noastră, sau pentru credința slabă, Doamne, suntem oameni. Suntem oameni prinși de slăbăciune și de neputință. Dar nu avem unde mergem, crede-ne, Doamne. Nu pentru că ai fi ultima nădejde. Nu, Doamne, ci pentru că ești unica nădejde și numai Tu, Doamne. Nu ultima, unica ești. De aceea, noi venim la Tine. De aceea, am venit că nimeni n-a mai venit la Tine. Nimeni n-a mai iertat pe Tine. Și știu, Doamne, că pe toate le poți. Și atunci l-a scuturat Duhul și a ieșit. Și Domnul Iisus i-a poruncit să iasă, să se ducă și să nu se mai întoarcă niciodată înapoi. A
Așa te rugăm, Doamne, izgonește acest duh necurat din casele noastre, din sufletele noastre, din trupurile noastre și să nu mai vină, nu le mai da, Doamne, voie să mai vină niciodată la noi, să se ducă pentru totdeauna, dar noi să rămânem cu Tine, în pace, în liniște, în dragoste, în rugăciune. Și așa cum cei care veneau la Tine, Doamne, și îngenuncheau, fie că femeia păcătoasă, care nu avea cuvinte să-ți spună nimic, simțea vina grea, doar atât îți spunea, lacrimile ei, părul capului care le ștergea și mirul scump și drag, pe care i-a pregătit din dragostea sufletului ei, să ți-l dăruiască prin iubire ție, pe Fiul cel pierdut. Cât de mult l-ai așteptat, că l-ai văzut de departe și l-ai îmbrățișat și l-ai primit ca pe un argat, ci ca pe un fior de om. Pe tâlharul de pe cruce, care atâtea rele au fi făcut el în viața lui, și-a mărturisit că el este vrednic de aceasta, de acest chin, de această pedeapsă. Dar în Tine, Doamne, nu-i nicio vină. Însă, judecat ai fost și judecat la moarte. Nu vă înspăimântați astăzi de ce se petrece pe acest pământ, că se repetă istoria cu biserica, cu creștinismul. Toate acestea trebuie să fie iubite suflete al Dumnezeu. Trebuie toate acestea să fie. Și iată că acest copil sănătos a rămas ca mort jos, că mulți au gândit că gata, a murit. Iisus îl ia din mână, îl ridică și îl dorește Tatălui. Mulțumim, Doamne, că prin viață, dacă nu ne-ai fi mângâiat de câte ori am suferit din cauza copiilor, că de astfel n-a spus, fieți milă de copilul meu, ci fieți milă de noi. Să știți că dacă ai un bolnav și mai ales un copil în suferință grea, mai tare o doare pe mama, pe tatăl, inima, decât e durerea copilului pe care o poartă el, să știți. Pentru că copilul, dacă are o durere trupească, ori bolnav într-un spital sau într-o operație, doare trupul, îi face o injecție, la corțește, îl mângâie și bun. Însă durerea sufletească, durerea inimii, asta e fără margine, asta rupe, arde totul în tine. De aceea, de multe ori când vă văd că plângeți, știu că suferiți din greu, că purtați o durere în sufletul vostru. Dar vedeți că Dumnezeu, cel plin de milă și iubire, la care astăzi împreună am venit cu voi și eu, avem și noi această cruce. Avem și noi copii care se departe de Dumnezeu. Avem și noi case care plâng cu jale și cu durere. Avem atâta suferință în jurul nostru. De aceea să ne aducem unii pe alții la Hristos. Să aducem durerile acestei lumi, acestui pământ, suferințele, necazurile acestor oameni. Să le aducem în Hristos și să-L rugăm fierbinte. Și nu uitați, iubiți credincioși, căci aceasta este vrăjmașul diavol care scrâșnie din dinți, care scrâșnie din răutatea lui, ca să ne fiardă, ca nimeni să nu se mântuiască, ca nimeni să nu vină la Hristos, să nu vină la adevăr. Câte n-au ieșit în calea voastră astăzi? Cât de greu e să ajungi la o biserică, la o mănăstire? Câte ispite este, câtă ceartă dimineața când ne pornim? Câte ispite pe drumuri până ajungem? Căci acesta este vrăjmașul mântuirii noastre, diavolul, care vrea să ne piardă și care dorește pierzarea noastră. Dar cât de mult ar dori diavolul pierzarea omului, nu poate birui iubirea lui Dumnezeu. Căci diavolul nu a pierit pentru noi, dar Dumnezeu și-a dat viața pentru tine și pentru mine.
El merge spre Golgota. Așa v-am spus la începutul acestui post. Și iată, cu ajutorul Dumnezeu, au trecut 4 săptămâni. Că acest post este un urcuș spre Golgota, unde Mântuitorul Hristos mă duce și pe mine, te duce și pe tine, și pe toată lumea, în spatele Lui, în crucea Mântuitorului este omenirea întreagă. El a luat-o asupra Lui, păcatele noastre, păcatele întregii omeniri. El urcă spre Golgota, spre săptămâna pătimirii, spre răstignire. El urcă să plătească suflet scump și dragă. Dacă auzi de acest Iisus Mântuitor, Salvatorul vieții noastre și Mântuitorul sufletelor, vino la El, primește-L ca Mântuitor și Domn. El toate le poate face, El ți le poate da. Și să nu plângi cu acei care nu au nădejde, ci să ai toată încrederea, căci El te ajută. Poți să nu-i spui nimic. Dumnezeu cunoaște inima omului. Dumnezeu știe totul despre tine. Dumnezeu știe nopțile tale de chin. Dumnezeu știe de câte ori perna ta e urâtă cu lacrimi. Dumnezeu știe cât ți-e de greu. Dă-te în brațele Lui. Încredințează-te Lui cu toată inima, cu toată puterea ta. Nu lăsa nimic pentru vrăjmașul tău, pentru diavolul, ci dăruiește întreg și cu totul Domnului, că El îți spune, nimic nu este mai plăcut în fața Domnului decât o viață curată și cu totul predată în slujba Domnului. La aceasta vă chem, iubite și scumpe suflete ale Dumnezeu, să ne curățim de orice păcat, prin taina spovedaniei, prin lacrimi de pocăință, prin părerea de rău, prin mustrare de conștiință, să venim la Domnul, să dezbrăcăm haina veche și să îmbrăcăm haina care se numește Hristos. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aleluia! Aceasta, iubiții mei, iubite suflete, și arse inime de mame, de tați, de soți sau soții și de toți cei care sunteți aici. Dumnezeu, cu mila Lui, să vă mângâie, să vă ajute, să vă trimită ajutorul de sus. Iar voi rămâneți în legătură cu Dumnezeu, rămâneți în legătură cu cerul, cu nădejdea, nu vă tulburați astăzi, că dacă vă luați ce se petrece astăzi pe acest pământ, poți să nebuni, o poți lua razna, ci luați-L pe Hristos, dăruiți-vă lui Hristos, rămâneți cu Hristos în pace, în liniște, în unitate, că tot ce se face astăzi, fraților, se face să se împlinească Apocalipsa. Noi le vedem destul de clar, toate lucrurile cum sunt, cum merg și trebuie să ne bucurăm de aceste vremuri, dar trebuie să ne pregătim ca niciodată pentru marea sărbătoare a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Marea sărbătoare n-a mai fost și nu mai fi altă sărbătoare decât a întâlnirii tale cu veșnicia, cu cerul. Și care îți va spune, vino, vino, veniți binecuvântați-i Tatălui meu, demoșteniți împărăția pe care a fost pregătită vouă de la întemeierea lumii. Acea împărăție, să luptați pentru ea, să trăiți pentru ea, că dacă nu trăiești azi pentru împărăția Dumnezeu acolo sus, nu o poți primi. Și azi să începem a trăi, să ne pregătim cât mai frumos pentru această întâlnire veșnică, unde nu va mai fi sfârșit, nu ne va prigoni nimeni,
Nu se va mai petrece ce se petrece astăzi, că acolo va fi dragostea. Soarele, căldura va fi Hristos. Lumina, El este lumina veșniciei, care mereu ne va lumina, ne va încălzi cu dragostea Lui. Și ce bine va fi, așa cum au spus odată ucenicii. Ce bine este aici cu Tine, Doamne. Hai să facem trei colibe, să nu ne mai întoarcem, să nu mai ducem nicăieri, ci în binele acesta să rămânem cu Dumnezeu. Cu diavolul nu aveți nimic. El este un vrăjmaș al mântuirii, un vrăjmaș al lui Dumnezeu și este și vrăjmașul tău care vrea să te piardă. Nu stați de vorbă cu El, cu gândurile care vin, cu cuștele care vin, că din cauza asta mulți s-au pierdut. Nu primiți gândurile care vin de la Satan, gândurile rele, gândurile care duc spre păcat, spre răutate, spre pismă, urcie, mânie, zavistie. Fugiți de aceste lucruri și să rămână Duhul lui Hristos. Pe preoți, am văzut un neajuns, frații mei, de a citi molitvele Sfântul Vasile cel Mare, trebuie să aveți binecuvântarea unui arhiereu, dacă sunteți pregătiți cu acest război, că diavolul va lovi fără de milă în cei care vreau să se lupte cu el, dar nu suntem destul de pregătiți cu post, cu rugăciune, cu multă priveghere, că acest soi de dragi nu-l putem fugări cu nimic altceva decât cu post și rugăciune. Acestea două trebuie să fie puternice ca să credem în Dumnezeu, să postim și să ne rugăm pe Fiintele Lui. Însă un neajuns am văzut la molitvele care se citesc la Sfântului Vasile cel Mare, că mulți preoți stau de vorbă cu Satan. Au venit niște creștini la mine și plângeau. Părinte, ce să fac? Uite, am mari neajunsuri în satul meu cu părinte. Eu nu numesc părintele satul, nu numesc. Dar ar fi trebuit să audă și să știe că e un mare păcat, dragi părinți, să vorbești cu Satan. Și l-a întrebat părintele prin molitvele, că era chinuit cineva de diavolul, l-a întrebat, cine te-a trimis, diavole? Desigur că nu Dumnezeu. Poate Dumnezeu îngăduie de multe ori ceva se întâmplă în viață. Sunt lucruri care, multe rele sunt astea care se fac, cei care slujesc diavolului. Dar pe diavol a trimis tot diavolul, tatălul cel bătrân, Scaraoschi, Luciferul cel care plin de mândrie, care când s-au văzut cum luminau și străluceau de lumina dumnezeiască în cer, au zis, dar eu de ce să nu fiu ca Dumnezeu? Să nu fiu și la același nivel? Au uitat că Dumnezeu le-a făcut pe toate. Și acea bolnavă, posedată de duhurile necurate, a început să strige o familie, un nume, tot din sat. Ei, ați auzit? Gata! Uite, sala noi sunt vrăjitori! Ați auzit ce a spus? E o mare nebunie, nu vă jucați, fraților, nu faceți teatru în biserici și nu jucați circul acesta, trăceți. Credeți-mi. Dacă ești preot, citește rugăciunile, roagă-te, nu întreba cine a trimis, de unde ai venit, spune cum spun rugăciunile. În numele Lui Iisus Hristos te cer, diavole, du-te, părăsește și lasă-L curat, să nu te mai întorci înapoi. Du-te în locuri pustii, neumblate, unde om nu locuiește, ci este cercetat numai de Dumnezeu. Deci, ia rog pe toți preoții, nu aveți această îndrăzneală. Că mulți, de multe ori care au chinuit, veneau și întrebau de la mine ce le spunea. Diavolul este tatăl al minciunii și dintr-un rău face alt rău. Am mers odată la un călugăr, o mamă, un băiat, și cu deschiderea cărților, mă iertați pentru că astăzi este în legătură cu acest diavol necurat, surd și mut, ție-ți poruncesc, ieși și du-te. De aceea și vorbesc acestea lucruri. Și prin toate i-a deschis o carte. Unii numeau Cartea Vieții, alții numeau, nu știu cum, o zodie sau ce numeau. Noi nu suntem preoți sau călugări pentru zodii sau pentru a deschide cărți. Noi trebuie să fim oameni al rugăciunii, al trăirii, a privegherii și mereu cu Dumnezeu. Și prin de toate a început să răsfoiască foile și a început să spună, mama ta ți-a făcut de moarte.
Numai atât a trebuit. A venit acasă, cuțitul în mână, eu te omor. Tu ai vrut să mă omori pe mine, uite, eu te omor. Mi-ai făcut farmice, vrăși, săraca mama. A venit la mine plângând, răgnea în cocote, părinte, spun și dragul. Dacă eu l-am născut, l-am crescut, am făcut totul pentru el, acum, la bătrânețe, eu ca mamă, cum pot să fac așa ceva? Părinte, ce să fac? L-am chemat la mine, ce-i spun? Măi, omule, trezește, ce-i cu tine, omule? Asta e mama ta care e sub pieptul, te-a purtat sub inima ei. Ce faci? Nu? Gata, nu o pot suporta, nu o pot vedea? Ei, cred că și într-acel călugăr era un diavol care vorbea din el. Frații mei, niciodată să nu credeți, nu-i nicio carte pe fața pământului care să-ți spună dinainte ce va fi mâine sau poimâine. O știe numai Dumnezeu, nici îngerii din cer nu știu nimic. Noi trebuie să știm un singur lucru, să ne rugăm, să iubim, să iertăm, să ne ajutăm unii pe alții și să mergem la Dumnezeu. Nu credeți în nebunile acestea, nu credeți în zodii, nu credeți cei care spun pe data de aceea, în anul acela. Aceștia toți sunt un fel de armată a diavolului care vrea să piardă omenirea. Noi rămânem cu Hristos. Noi credem în Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ne rugăm Maicii Domnului, că este mama noastră a tuturora și inima cea mai arsă a fost, cea mai durută de mamă, aceasta inima a fost. Când l-a văzut în chinuri grele, când l-a văzut în cele cazuri era Mântuitorul și cum l-au răstignit, a trecut sabie prin inima ei. Aceasta doar am vrut să vă spun astăzi, iubiții sufletului meu. Și vreau să vă mulțumesc că vă avem în biserica noastră ortodoxă. Mulțumim Domnului că suntem într-o această credință dreaptă, pe care trebuie să o păstrăm, frații mei. Știți că totdeauna acum ne spun și, desigur, vom vedea ce va fi în continuare. Mulțumesc pentru cei care ați postit, care v-ați rugat, care faceți ceva pentru de a ajuta pe noi, Biserica lui Dumnezeu, pe noi creștinii, călugării care sunt astăzi atât de prigoniți. Ne pare rău căci oamenii au uitat. Eu aș povesti unele lucruri, adică le-aș mărturisi adevărul, însă mă gândesc să nu se audă în satele acelea, să nu se priceapă cineva despre cine vorbesc, despre cine a fost, de aceea trebuie să atac din gură de multe ori. Însă e foarte greu că nu înțelegem ce s-a întâmplat, ce am văzut și unde am ajuns. Dragii mei, mă chinuie o întrebare. Oare unde sunt acei oameni conducători de țări, de popoare, care ne-au încărcat părinții bunei și copiii în vagoane de vite și au dus în Sibiria, în Onega, în toate părțile pământului? Unde sunteți spurcaților vânduți și blestemați? Când plângeau copiii și mureau, erau acolo vagoane morți. Când ploua, scoteau mâna și să pricure o picătură din ploaie în gura lor care ardea. Unde sunt chinuitorii celor care au băgat în închisori, călugări, preoți, arhirei și creștinii noștri, spun și dragi? Aș vrea să știu, oare unde sunt ei astăzi? Au dovedit să se pocăiască sau nu? Cred că sunteți cu diavolul uniat. Pentru că ați chinuit pe copiii lui Dumnezeu, ați bătut fără de milă, flămând sub foamete și necaz greu, i-ați luat ani grei de închisoare și suferința atât de grea, ați prigonit. Și vedeți cât s-au pătimit și în viața asta. De asta vreau să spun ce am văzut eu odată la o persoană care a tărit preoții noaptea pe câmp, i-au tuns, le-au tăiat barba și loveau cu picioarele în ei, în burta lor, jos pe pământ. Părintele n-a spus la nimeni. După ce s-a revenit o leacă în fire de acolo, tăriindu-se așa că nu a putut să se scoale pe picioare, a venit acasă. Tare i-au mai chinuit. Au fost chinuiți creștinii noștri.
Și drumul acesta a crucii, a spus Domnul Iisus, că cei care vor urma mie, așa va fi și cu ei. Pregătiți-vă, frații mei. A venit iarăși, nu știu câte luni sau anul trecut, v-am spus, la o predică, când încă era parcă liniște, că se începe Golgota credinții noastre ortodoxe. Se începe Golgota Bisericii și iată că a venit. Toți se întreabă ce va fi. Rugați-vă, nu vă mai întrebați, noi știm ce va fi. Au ajuns să lupte cu noi. Ați văzut zilele trecute și mi-e rușine de poliția noastră din regiunea Cernăuți, că ați putut un preot îmbrăcat de un veșminte să-l tăriți, să-l brânciți prin biserică. Aș vrea poate să le traduceți acestea cuvinte lor, să le spuneți, dacă tot vedeți să-l găsească, să-l îmbrățișeze, să-și ceară iertare, că iartă Dumnezeu. Dar dacă nu, acelea mâini se vor usca. Acelea mâini care au lovit în preoți, în slujitorii bisericii, fie el cât de rău, cine ar fi el? El e sfințit și poartă sfinte veșnice și Dumnezeu a lăsat să slujească Sfânta Liturghie. Și acei care își bat joc din Biserica lui Hristos astăzi, dați-vă seama, nu luptați, frații mei, cu Dumnezeu. Nu vă războiți cu Dumnezeu. Voi ne puteți omorâ pe noi. Voi puteți distruge aceste mănăstiri și biserici. Dar voi aveți putere de la diavolul, din iad. Dar noi tot cu Hristos rămânem. Noi tot cu Hristos mergem în continuare. Vor scoate călugării din mănăstiri. E cea mai mare nebunie. Cu ce au greșit ei? Spuneți-ne, vă rog. Sunt ucraine. Sunt călugări. De ce îi scot din mănăstiri și ia lungă? Și zilele acestea ne-au spus că o să facem un compromis. Sună un blestemat de la Constantinopol și spune, dar nu mai dați-vă în partea cealaltă, treceți sub mine și rămâneți în mănăstiri, slujiți mai departe cum vreți. Vă rugați cum vreți, în ce limbă vreți. Stai puțin. Dar ce să fac cu Dumnezeu? Eu am un legământ cu Dumnezeu. Și legământul meu este veșnic cu Dumnezeu. Și eu am jurat pe Sfânta Evanghelie, pe Sfânta Cruce. Dacă ați auzit, când este o chirotonie a unui preot și mai ales a unui arhiereu, tu juri cu mâna pe Evanghelie, pe Sfânta Cruce, voi păstra credința dreaptă, fără erezii, fără toate nebunile care sunt astăzi în lumea aceasta. De asta a venit mânia lui Dumnezeu. Începând cu Creta, fraților, când am mers acolo, să nu-i mai numim pe toți care s-au adunat toate confesiunile, ce sinod să facem noi cu ereticii? Dacă avem un sinod ortodox, este al nostru, al bisericii noastre. Avem dogme, avem canoane ale bisericii. Nu compromisul cum vreau eu să fac. Compromis pot să facem noi ca oameni. Eu îți dau ție, tu mie, facem ceva, o schimbare. Însă cu Dumnezeu compromisul nu sunt. El e odată și pentru totdeauna. Credința aceasta este dată odată și pentru totdeauna. Un Dumnezeu, o credință și un botez. Altceva nu putem primi. Nu avem dreptul, dragii mei, să schimbăm nimic decât așa cum ne-a fost dat odată și pentru totdeauna. Aici vă rog și pe voi să rămâneți. Oamenii care astăzi bat jocoresc, care își bat joc din preoți, care iau bisericile, frații mei, pe Dumnezeu nu ți-l ia nimeni. Preoții, cât puteți și voi credincioșilor, apărați mănăstirile, apărați bisericile, apărați pe slujitorii ei, apărați pe călugări, că aceștia nu au nimic. Eu am fost în Lavra, la Pecesca, la Kiev, nu vă pot spune câtă durere am putut să primesc. I-am găsit pe toții plângând și au zis, noi am venit să nu ne ducem niciodată de aici. De aici noi am vrut să mergem numai la Dumnezeu, în cer, în veșnicie. Și toți plângeau, strângeau hainele, că dacă îi vor scoate,
Cât au cărțile acelea că ei se gândesc că avem nu știu ce bogății, n-am bogății, fraților. Avem ceea ce ne-ați dat voi, ce ne-ați ajutat voi pe noi, că poporul acesta ajută pe preoți, pe călugări, voi le țineți viața noastră. Acestea mănăstiri, biserici, bănuțul vostru, sudoarea voastră, aici e pus în fiecare cărămidă, dragoste și jertfă voastră, nu sunt ale mele. De aceea trebuie să le păstrați că sunt ale poporului, nu sunt ale statului, care se schimbă cum vreau ei. Când cu aceea, când cu aceea, au fost ateiștii, au fost comuniștii, au fost cei care, ăștia sunt nepoților, fiilor, care tot cu aceea înveșunare încă și mai rea, se apropie vremea vremurilor. De aceea trebuie astăzi să ne pregătim pentru orice. Dar să știți, unde n-am fi? Când veți mai putea, nu vă înrolați cu Satana, nu faceți compromis cu el, luați sfintele antimise, veți sluji în păduri, afară, în casele oamenilor, veți face liturghii, o să vă împărtășiți, ca așa, în catacombe s-a pornit credința și acolo se va termina. Cu părere de rău, vii greu și vreau ca să vă ușureze, Domnul. Rămân aceste cuvinte și vă rog, sfintele rugăciuni, dacă se mai poate, avem mâine luni, o zi. Cum mâncați în seara asta până marți dimineață, nu beți apă și nu mâncați. Cei care puteți. Pentru biserica noastră, pentru credința noastră, pentru călugări, pentru creștinii ortodoxi prigoniți și alungați. Marți puteți mânca, miercuri. Dacă se poate, a doua zi tot la fel. De marți seară până joi dimineața. Joi mâncați și vineri a treia zi. Fără apă, fără mâncare. Dacă cu saltirea în mână, cu acatiste, lăsați munca aceste trei zile și rugați-vă fierbinte, vă rog, din suflet, noapte, ziua, cum puteți, cu saltirea în mână, cu toate rugăciunile spre cer, spre Dumnezeu, care le puteți înălța. Și spuneți voi, Doamne, am greșit, ne pare rău, dar fiți milă de noi și nu lăsa, Doamne, biserica ta și pe noi, fiii acestei sfinte biserici ortodoxe și fiii tăi Dumnezeului. Aceasta vă rog și vă îndemn pe toți, dar voi să fiți puternici și, frații mei, păstrați liniște, așa a spus Vladeca o lucre acum. Avem postul și rugăciunea. Pentru că răutatea asta care este, e prea mare. S-au pornit împotriva bisericii a lui Dumnezeu și nu știm de ce. Noi nu am făcut niciun rău țării noastre. Noi am ajutat-o și o ajutăm în continuare. Noi suntem cu acest popor, noi suntem cu țara noastră. Ce vreau de la noi? Sufletele? Nu. Sufletul este al Domnului. El ne l-a dat și nu-i vreau să-i aduc. Cu trupul acum faceți ce vreți voi. Omorâți-l. Ne-ați otrăvit, ne bateți, ne târâiți. Ați împlut închisorile cu noi. Cercetați. Mitropolitul Melete este târit pe drumul la judecăți. Cu ce au greșit fraților? Când am fost cu poporul nostru, cu țara noastră și ne-am rugat. Dar compromisul cu diavolul n-am făcut și nu voi face niciodată. Pentru că legământul cu care l-am făcut cu Dumnezeu, chiar că dacă poate am greșit, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat. Să ne îndreptăm. Și toți cei care ați simțit poate undeva că ați căzut, ați greșit cu ceva în fața Domnului, ceriți-vă iertare. El le iartă pe toate. Și să păstrați credința curată, dreaptă și sfântă. Că El nu ne lasă. Eu m-am rugat ieri ca Dumnezeu să-mi trimit astăzi pe cineva la mănăstire, la scurt. Și acum când ne-am văzut în biserică, în mănăstire, n-am știut că vor veni. I-am mulțumit Domnului. El ne ascultă și ascultă totdeauna, însă de multe ori, știți, ne pare că suntem prea răi, prea păcătoși, prea căzuți și Dumnezeu ne gândim noi că îl primește rugăciunea, o primește, dar de multe ori te lasă ca să mai aștepți puțin. Că atunci când primești mai greu, prețuiești mai mult. Vedeți cum noi am ajutat copiii, le-am dat de toate
Și am spus, mi-a fost mie greu în viață, să le fie lor ușor. N-am avut eu să aibă ei. Și tot le dăm, le dăm. Dar într-o zi vedem că am greșit. Că ei n-au mai prețuit truda ta, nopțile tale, osteneala ta. Și pe urmă vine timpul și spune, dar ce mi-ai dat, mamă? Ce mi-ai dat, tată? Tare mi-a dat, mai dat. Și nu știu de ce tăceți, mamă. De ce tăceți? De unde aveți atâta putere să tăceți? Spuneți. Spuneți să vă auzim. Câte nopți n-ai dormit, mamă? De câte ori nopțile s-au fost albe? Numai când eram mici. Când eram mici, nu dormeam, când eram mici. Când am fost bolnav, nu dormeam, când eram bolnav. Când suntem mari, nu dorm de grija noastră. Cât mai poți? Spune, jertfă iubită de mamă, cât mai poți? Tată, cât mai vreau să? Cât mai muncești pentru noi? Și apoi mai este o întrebare. Ți-a dat viață. Ți-a dat totul, mulțumește astăzi lui Dumnezeu. Dacă îi mai ai, sărută și cuprinde ca niciodată. Dar dacă nu, mergi la un mormânt și pune o floare și varsă o lacrimă, nu le uda cu apă. Apă va da Dumnezeu din cer. Udă-le cu lacrima ta de durere, de recunoștință și de părere de rău pentru tot ceea ce le-ai făcut durere în viață. Vă doresc să aveți o zi binecuvântată astăzi. Dumnezeu să mângâie orice suflet care este aici. Dumnezeu să vă trimită putere de sus. Și voi nu vă certați cu nimeni, vă rog. Nu trebuie să vă bateți cu nimeni. Puterea noastră este în cruce. Puterea noastră este în rugăciune. Puterea noastră este în credință. Numai așa, dacă poți. Crezi? Crede-mi, Doamne. Crede-mi. Și ca temă pentru acasă. Știți, când învățam la școală, scriam un caiet, temă pentru acasă. Și acasă acum avem altceva de rezolvat. Dacă nu, a doua zi, nu scriai acolo, nu-ți făceai exercițiile pe care ți le dădea, desigur, primeai o notă rea. Și am mai scria ceva în caiet spre părinți, ca să citească părinți. Era frumos, era bun. Toți se stăruiau ca să fim oameni, să fim cuminți, să învățăm. Vă dau și o temă. A doua Evanghelie care este citită astăzi, ca să nu vă mai rețin eu în biserică, că v-am obosit prea tare, să citiți a doua Evanghelie. Sau fericirile. Fericiți. Și să citiți la, astăzi avem și pe Sfântul Ioan Scăraru, care a arătat acea scară duhovnicească, acelea trepte de urcare spre Dumnezeu. El a vorbit destul de frumos în cărțile lui Scara și altele despre acestea fericiri. Dar eu atâta mă întreb de multe ori. Fericiți ce plâng. Cum poți fi fericit când plângi? Când plângi, nu ești fericit. Dar vedeți, când plângi în rugăciune, când plângi în mulțumire, când plângi spre Dumnezeu, spre cer, spre veșnicie, când plângi de dor după Dumnezeu, ce înseamnă postul? Când turuți mâncările tale, rămâi mai flămând și mâncarea cealaltă pe care o mâncai cândva o dai altora. Faci și milostenie. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, prigoniți pentru Dumnezeu, pentru Cuvântul Lui. Ce fericire când toți te târie, te bată, îți iau bisericile, te chinuie, închisori. E fericire. Și așa în continuare, vă rog să citiți asta acasă și liniștită ca să stați și la urmă spuneți un cuvânt împreună cu mine. Da, Doamne, da, Doamne, cu Tine. Și numai cu Tine pot fi fericit. Fericirea pe care o dă Dumnezeu nu poate da nimeni. Fie că-i oameni, că-i durere, că-i suferință, că-i prigoană, că suntem săraci, că nu avem, că nu e greu,
Dacă l-ai pe Dumnezeu, ești fericit. Ne-am gătat alte fericiri, dar nu ne-au făcut fericiți. De când l-am întâlnit pe Dumnezeu în viața mea, pe această cale, pe această mănăstire, vreau să spun, Doamne, cât de greu mi-ar fi cu Tine, sunt fericit. Dar te rog una, ajută-mă, Stăpâne Ceresc, să fii și tu fericit cu mine. Te rog.